că ulterior au înțeles să contribuie și la anchetă și la aflarea adevărului în cauză și IPJ Constanța a decis că trebuie să fixăm acest eveniment și acest spirit civic de care au dat dovadă. Deci ei își asumă calitatea de martor și pe perioada urmăririi. Bineînțeles, au avut rol activ în anchetă și i-au sprijinit pe colegii mei până la capăt, astfel încât să se ia o măsură preventivă și ca cercetările să poată fi extinse și asupra altor fapte în care persoana respectivă a fost implicată. Cam câte astfel de fapte aveți într-un an? Referitor la fapte de în care s-a manifestat spirit civic, da, în diverse forme cetățenii înțeleg să se implice activ în descoperirea autorilor unor infracțiuni, dar fie manifestă rețineri ulterior în a participa la anchetă, ceea ce este un fapt determinant în succesul anchetei, fie se limitează la a da niște telefoane către poliție, avansa niște sesizări pe care ulterior nu vin să și le susțină nici în instanță, nici în fața parchetelor. În anul trecut a mai fost vreun caz în care ați preluat pe cineva care a știut că facă? Nu. La nivelul Poliției Municipiului Constanța, în forma asta nu a fost răsplătită modul de intervenție a niciunui cetățean. Și am ales să facem asta acum atât datorită gravității faptei care a fost săvârșită, cât și a modului eficient în care au intervenit. Pur și simplu i-au urmărit, i-au prins și au predat poliției, ceea ce este exact ca la carte. Cât de importantă este capacitarea populației în astfel de situații? Vă dau exemplu, Statele Unite, cam 60% din micile infracțiuni sunt soluționate, rezolvate cu ajutorul oamenilor. Este foarte important să existe reacție civică la orice tip de comportament antisocial, însă această reacție trebuie gândită anticipat, astfel încât persoana care intervine să nu se pună în pericol și să nu intervină ca victimă respectiva cauză mai degrabă decât ca o persoană ce ne poate sprijini. Dar în cazul de față nu a fost niciun pericol, numeric cei care au intervenit depășeau agresorul, a fost perfect în regulă.